Mă bucur tare mult să vă salut și în acest nou episod Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și este cu adevărat un privilegiu pentru mine că și de această dată ați ales să ne priviți pe Speranța TV, pe rețelele sociale sau să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare platformă de podcast. Ori de câte ori interacționăm, ori de câte ori sunteți alături de noi, înțelegem prețuirea pe care o aveți față de Cartea Sfântă, de mesajul ei și mai mult decât atât înțelegem că aici la Taine din Scripturi răspundem întrebărilor și frământărilor pe care le aveți. În episodul acesta sunt onorat să vi prezint pe cei doi invitați ai mei cu care voi dezbate un subiect care cred că va fi pe interesul dumneavoastră. Așadar, bun venit în platoul Taine din Scripturi, pastorul Iacob Pop. Vă mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea, bun venit pastorului Claudiu Țepuș. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cred că sunteți pregătiți deja să intrăm în dezbaterea noastră, mai ales că în prima parte răspundem unei întrebări venite din partea celor care ne urmăresc, așadar urmează rubrica Întrebarea ta. Doamna Maria Dragomir ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300, număr de telefon pe care vă rog să-l folosiți și dumneavoastră, îl vedeți afișat pe ecran, pentru a ne trimite reacții sau chiar întrebări. Așadar, doamna Maria ne-a adresat următoarea întrebare: ce reprezintă taina fără de lege din 2 Tesaloniceni 2:7? Cum interpretăm această expresie? Dacă ne uităm în Tesaloniceni, deci spune că taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie ca cel ce o oprește acum să fi lucrat din drumul ei. Dacă ne uităm la expresia asta, taina fără de legii, ne dăm seama că vorbește de fapt despre o anume entitate a fără de legii. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim atât în Daniel cât și în Apocalipsa că este vorba de omul fără de legii. Adică o entitate care lucrează fără de lege, împotriva legii. O mai mult decât atât, Daniel, capitolul 7, versetul 25, spune că va fi cineva care va schimba vremile și legea. Din punctul meu de vedere, așa înțeleg aici taina fără de legi. O entitate care lucrează fără de lege, împotriva legii lui Dumnezeu. Foarte interesant lucrul ăsta, avem ceva mai multe detalii, putem să... Chiar și în același capitol 2 din Tesaloniceni, a doua epistolă către Tesaloniceni, în versetul 3 se vorbește despre omul fără de legii, fiul pierzării, care este identic cu ceea ce se menționează mai jos și anume această taină a fără de legi. Văd două planuri pe care se aplică această expresie. În primul rând este, așa cum este definit în versetul 4, potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce este Dumnezeu, se numește Dumnezeu. De fapt, apariția păcatului în univers este o taină, este taina fără de legi. Nu înțelegem cum în mintea unei creaturi a apărut ideea aceasta să se înalțe deasupra Creatorului. Este o taină. În același timp însă, mutându-se marea luptă pe pământul nostru, și-a găsit vrășmașul aliați, care aici sunt identificați și ei, deci este al doilea plan, omul fără de legi, și este o entitate care, dacă citim cu atenție, se așează în templul lui Dumnezeu, se dă drept Dumnezeu, cu autoritate vorbește, dar care are în spate, pentru că zice, se face arătarea lui prin puterea satanei, cu tot felul de semne și minuni. Iar Apostolul Pavel încadrează situația aceasta înainte de revenirea Domnului Hristos. Pentru că la începutul capitolului spune că Domnul Hristos nu va veni înainte ca să aibă loc niște evenimente. Cu alte cuvinte, acest capitol 2 din Tesaloniceni este un capitol profetic, eschatologic, se referă la o situație care va fi înainte de revenirea Domnului Hristos, când satana își va intensifica eforturile și va găsi aliați care se vor așeza pe poziția, va intra în templul lui Dumnezeu. Deci va vorbi din partea lui Dumnezeu. Teoretic. Iar noi identificăm și practic. Deci și practic deci noi identificăm pe de o parte satana și pe de altă parte sunt instituții pe care el le folosește pentru a-și promova învățături care nu sunt
biblice. De ce expresia aceasta tai fără de lege? Ai vorbit la un moment dat, Claudiu, despre lege. La care lege se face referire? Lasă-mă să zic ceva și de taină. Taină, interesant că m-am uitat în comentariul biblic adventist și spune că... Adică sunt anumiți teologi care au comentat pasajul ăsta. Te rog. Vine din aceeași rădăcină a cuvântului ascuns, ceva ascuns. Ceva ascuns mă duce cu gândul exact la prima carte a Scripturii, când diavolul le prezintă primilor noștri părinți, primilor oameni, o realitate, dar distorsionată, ascunsă. Era legea lui Dumnezeu cea pe care ei o cunoșteau, iar ei vin cu o altă variantă. Cred că fără de legea de care întrebi, este exact o altă variantă a legii lui Dumnezeu, asemănătoare, cumva ascunsă. Dacă îmi dai voie să fiu deschis, aș putea spune în felul următor. Sfânta Scriptură vorbește despre sabat, ziua de sâmbătă, ocazia de închinare, despre care Dumnezeu vorbește. Sunt momente în care diferite entități schimbă cumva ascuns sabatul și îl transformă în ziua de duminică, lăsând la o parte legea lui Dumnezeu. În felul acesta aș putea spune fără de lege, adică în afara legii pe care Dumnezeu a pus-o. Și dacă răspund așa în două cuvinte, care este legea lui Dumnezeu, păi este rezumată în să îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Evident că... Iar detaliată o găsim în cele 10 porunci din Exodul capitolul 20. Vă rog. Omul fără de legii indică spre cartea profetului Daniel, unde se vorbește despre cel care vine și răstoarnă legea lui Dumnezeu, schimbă legea și vremurile, și atunci putem identifica această putere, această instituție, ca fiind cea care vorbește despre faptul că are autoritate să schimbe legea lui Dumnezeu. Și este instituția, este instituția papală. Și încă o chestie cu taina. Diavolul, când vine înaintea primilor părinți, vine camuflat într-un șarpe. Și acum la fel se întâmplă. Vine camuflat într-un personaj religios, pios. Urmăream de curând o scenă interesantă în care Papa Francis spală picioarele a 12 doamne, ceea ce a făcut exact Iisus Hristos cu 12 ucenici. Acele doamne fiind chiar în închisoare. Da. Adică, interesant că se identifică cu această poziție, da, și se pune cumva locțiitorul lui Dumnezeu, dar foarte important este această taină a fără de legii. Cât de ascunsă este această schimbare a legii lui Dumnezeu? Și doar Scriptura luminează. Atunci când stai aproape de Scriptură, atunci descoperi adevărul. Ați făcut referire amândoi la un aspect, chiar dacă o să zâmbovim un pic mai mult asupra acestui subiect. O să preluăm la un moment dat într-o ediție să comentăm capitolul 2 din Tesaloniceni, dar până atunci ați făcut referire la sistemul papal. Cu toate astea, în lumea noastră sunt și alte entități religioase care se închină într-o altă zi decât cea despre care citim în Scripturi, creștine, dar pe de altă parte există și alte entități religioase care nu sunt creștine și au o altă zi de închinare decât ziua de sâmbătă. De ce ați făcut referire doar la sistemul papal? Simplu, pentru că Biblia face referire la sistemul papal și am amintit de Daniel și profețiile cărții Daniel, unde este mult mai ușor să identifici, pentru că Pavel ia doar ceea ce cititorii epistolei sale cunoșteau deja și o aplică pentru prezent și pentru viitor, adică ce se va întâmpla. Dar identificarea o putem face atunci când cu atenție studiem profețiile cărții Daniel și nu este niciun dubiu pentru a identifica cine este această putere care a schimbat vremurile și legea și pretinde că are această autoritate să facă lucrul acesta. Și lucrurile simple, dacă cineva este sceptic, poate intra pe Google, motor de căutare, și să meargă când a fost schimbată ziua duminicii și se găsesc acolo o mulțime de informații în istorie, da, împăratul Constantin și așa mai departe, punct cu punct, modul în care biserica catolică a schimbat încet încet de la o zi
de închinare la alta. Recunoaște într-un mod deschis prin autoritatea bisericii. Iar lucrul acesta, cum citim în profeție, se va relua, se va amplifica și înainte de momentul revenirii Domnului Hristos, dar o să facem referire la subiectul ăsta într-o ediție următoare. Apreciem tare mult întrebările, mai ales că ele sunt provocatoare și ne implică tot mai mult în studiul Scripturii, dar în același timp aducând și anumite informații din istorie. Lăsați-ne comentarii publice sau în privat, dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Facebook. Dacă sunteți cu noi și telefonul vă este la îndemână, scrieți-ne pe WhatsApp la 0751 400 300. De asemenea, puteți să ne scrieți și prin SMS cu tarif normal folosind același număr. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate nu putem prelua mesajele dumneavoastră în mod direct, dar în edițiile următoare cu siguranță vom face referire la acestea. În episodul de față am să vă propun să decriptăm mesajul Domnului Iisus din Matei, din capitolul 5, împreună cu cei doi colegi prezenți în platoul Tainei din Scripturi, pastorii Iacob Pop și Claudiu Țepuș. Vă invit așadar să deschidem Evanghelia în trimiterea pe care, la care am făcut referire. Aici regăsim de la capitolul 1 fericirile pe care Domnul Iisus le-a rostit și v-aș invita să le comentăm pe fiecare dintre ele. Citesc pentru început versetul 1: când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut, ucenicii lui s-au apropiat de el. Care este contextul în care Domnul Hristos folosește mesajul acesta al fericirilor, cuvântarea de pe munte, așa cum este ea cunoscută? Contextul era la începutul lucrării sale publice. Foarte important lucrul acesta, își alesese pe cei 12 ucenici și în dimineața respectivă foarte multe noroade, adică mulțime de oameni, au venit să îl asculte pentru că Iisus a început să predice și învățăturile sale au găsit un ecou deosebit în sufletul oamenilor, în așa fel încât când se întorceau să-l asculte, nu veneau singuri, ci mai luau și pe vecini, pe prieteni. S-a adunat o mulțime de oameni pentru că locul era lângă lacul Galilei, plaja era insuficientă pentru așa de mult popor și mai este un aspect. Am fost în Țara Sfântă și prima dată când am ajuns pe muntele Măslinilor, nu este un munte, să ne imaginăm ca și munții noștri, mai degrabă un deal. De aici, un fel de deal, de denivelare. Asta a fost prima impresie care am avut-o de șoc, că mă așteptam munții să fie ca și munții Carpați, dar nici pe departe nu este în Țara Sfântă așa ceva. Ba mai mult, cu un coleg care mi-a fost ghid la prima ocazie când a fost în Israel, a făcut un experiment cu mine pe Muntele Fericirilor, care este aproape de partea de nord a lacului Galilei, și mi-a zis: uite, du-te sus. Zice, eu rămân în vale. Și am mers și deja la distanță mare a început să vorbească normal, fără să ridice tonul. Îl auzeam perfect. Deci o acustică naturală extraordinară, motiv pentru care în locul acela puteau să asculte mesajul lui Iisus mii de oameni, fără să aibă microfon, stație de amplificare. E interesant lucrul acesta. Aș zice, cadrul a fost unul deosebit. Pe de o parte, cadrul natural și pe de altă parte, momentul când Iisus rostește fericirile, este la începutul lucrării sale, este într-un fel o declarare a programului pe care vrea să îl desfășoare, să-l implementeze. Foarte interesant ceea ce ne-ați spus, pentru că după introducerea aceasta scurtă, când vorbim despre ucenici, da, o să vin imediat la pasajul următor. Scrie: ucenicii lui s-au apropiat de el. Vorbim doar de cei 12 ucenici sau vorbim despre mai mult decât atât? Chemarea lor, așa cum spunea și fratele Pop, a fost de curând, chemarea ucenicilor. Și cred că se referă la cei 12. Însă cu siguranță că pe lângă cei 12 veneau și alții. Alte mulțimi de oameni. Da. Chiar spune introducerea versetului, când a văzut Iisus noroadele. Da. Acum ucenicii erau apropiați de el, cumva transmițând un mesaj că
El este, slujește într-o echipă cumva. Am, dacă pot spune numele unui documentar. Da, sigur. Am urmărit Chosen. Este un documentar făcut despre viața Domnului Iisus Hristos, foarte interesant. Și am văzut exact scena aceasta a predicii de pe munte. Și interesant că nu am putut identifica în Evanghelii exact momentul, dar am văzut că acolo nu erau doar cei 12. Era și Maria, era și mama Domnului Iisus Hristos, care stăteau aproape. Cu siguranță că Domnul Iisus Hristos, pe lângă această chemare specială a celor 12, avea și alți apropiați. Ba, l-am găsit pe Lazar și pe surorile lui acolo. Cu siguranță că avea o echipă care îl ajuta. Echipa asta o regăsim de-a lungul timpului în momentele cheie, da, aproape de Domnul Iisus Hristos. Și dați-mi voie să cred că și în ocazia asta, pe Muntele Fericirilor, Mântuitorul are echipa aceasta care se apropie de el. Dar la un moment dat apare informația în Sfânta Scriptură că i-a trimis pe cei 70 de ucenici. Când au fost ei chemați, eu personal n-am identificat un moment anume. Cu siguranță Mântuitorul și-a ales așa din mai mulți, mai puțin, mai puțin, mai apropiați, pentru că îl vedem la un moment dat pe Mântuitorul înconjurat doar de 3 dintre ei. Da, spre sfârșitul lucrării lui pe pământ. Și despre unul singur zice că i-a fost acolo foarte aproape de suflet și de inimă. Mergând spre versetul 2, zice așa: apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Cum explicăm expresia aceasta, să fii fericit fiind sărac cu duhul? Mai pot spune un cuvânt tot introductiv? Da, sigur. Dacă i-ați dat voie colegului meu să vorbească despre un documentar, cred că îmi dați voie și mie să arăt o carte. Sigur. Am acceptat din partea editurii care a publicat cartea să o ridic în fața camerei. Fiind vorba despre editura Viață și Sănătate. Viață și Sănătate. Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Aici este dezvoltat un pic acest cadru în care Iisus prezintă predica și știm că Matei vorbește evreilor, scrie evreilor. Și nu uitați că evreilor li s-a făgăduit prin Moise: Dumnezeu va scoate de mijlocul vostru un proroc ca mine, de el să ascultați. Și pentru că acum acest proroc începea să creeze valuri de simpatie și veneau noroadele, nu li s-a dat invitații sau să fie momiți să vină, ci veneau din proprie inițiativă. Iisus, așa cum spuneam, își prezintă platforma, program pe care o are, la fel ca și Moise, când duce poporul Israel scos din Egipt la muntele Sinai. Și de pe munte Dumnezeu rostește legea. Unii comentatori văd în fericiri ceva ce este similar cu cele 10 porunci. Eu m-am uitat cu atenție, oricât de număr îmi ies 9. E foarte adevărat. Unii comentatori spun că sunt 10, că a noua poate fi împărțită în două și este structurată predica aceasta și mai ales fericirile, la fel ca și cele 10 porunci. Primele 4 se referă la relația omului cu Dumnezeu și următoarele 6 la relația pe orizontală. Bun, și acum să venim la prima dintre ele. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Eu ar zice că toate fericirile nu se referă la categorii diferite, ci este vorba de un om care trece prin etape diferite. Foarte interesant. Și prima etapă pe care trebuie să o parcurgi în relația cu Dumnezeu este să-ți recunoști locul pe care îl ai, poziția pe care o ai, starea în care te găsești. Ori Scriptura face foarte clar aspectul acesta pentru oricine care o deschide, că noi suntem oameni păcătoși care avem deficiențe mari și avem nevoie de Dumnezeu. Este foarte adevărat, dar ceea ce spuneți dumneavoastră este așa, cumva este un suiș, un coborâș în viața fiecăruia dintre noi și la un moment dat suntem într-un mod, de altă dată în alt mod și tot așa? Nu este ca un urcuș? Viața noastră? Viața noastră de așa credință. Ne-am dorit să fie ca un urcuș. Dar și în urcușul acesta mai ai momente când mai cobori și după aceea urci, că tendința generală este de urcare, este altă problemă. În același timp, nu semnează că ai coborât dacă te simți sărac, ci atunci când te simți așa sărac în duh, nu sărac cu duhul, sărac în duh, atunci însemnează că ai reușit să identifici locul în care te găsești.
Dar cum să înțelegem expresia aceasta, sărac în duh? În limba română nu sună deloc bine. Dacă îi spui cuiva, ești sărac cu duhul, da, l-ai clasat... Cornilescu a fost atent și a zis în. E adevărat, în. Însă, interesant că unii comentatori biblici pun expresia aceasta în paralel cu Apocalipsa capitolul 3, undeva după versetul 17, când se vorbește despre biserica Laodicea, în care laodiceanul se identifică ca fiind bogat, da, nu duce lipsă de nimic, adică nu-i deloc sărac, ci este bogat. Și de foarte multe ori înțelegem această bogăție ca deținerea unor avuții, da? Însă, eu cred că este dincolo de partea materială. Se referă la partea sufletească. Modul în care tu te poziționezi înaintea lui Dumnezeu. Ești asemenea omului care spune, Doamne, eu sunt la un așa nivel încât împărăția cerurilor nu poate să nu fie oferită. Nu există posibilitatea ca eu să nu ajung acolo. Omul acesta, sărac în duhul, se vede pe el atât de umil, atât de jos, atât de neputincios și ca să ajungă în împărăția cerurilor are nevoie de cineva care să-l ajute, de Iisus Hristos care să-i ofere posibilitatea de a intra în această împărăție a cerurilor. Dar cum poți fi fericit când tu tot timpul ești cu gândul că, măi, ce să mai fac astăzi ca să-i fiu pe plac lui Dumnezeu? Nu-mi pare așa, de fapt, o povară? Mă gândesc la o parabolă pe care Mântuitorul a spus-o ulterior, foarte sugestivă. Fariseul și vameșul. Fariseul era bogat, nu ducea lui să dă nimic și spunea, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Pe când vameșul își simțea nevoia sufletului său, spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și rezultatul final este surprinzător. Așa cum vreți să sugerați că e surprinzător să se spună ferice cei săraci în duh, sau vom vedea mai încolo ferice cei care plâng. Plâng, imediat, da, urmează. Pentru că, de fapt, este doar diagnosticul care se așează. Și după ce s-a pus diagnosticul corect, poți să aplici tratamentul corect. Și apoi vine fericirea. Deci situația în care ești nu te poate face fericit, decât că recunoscând, da, ești în situația în care ești gata să accepți tratamentul. Fericirea asta despre care citim aici, că toate versetele astea încep așa, ferice, 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 nu este palpabilă și de trăit aici, pe pământul ăsta? Nu este pentru pământul acesta. De aceea trebuie să avem în vedere că se referă la împărăția cerurilor. Dar dumneavoastră sunteți fericit? Eu sunt fericit, mai ales în perspectiva ceea ce va veni aici pe pământ. Am și eu necazuri și mă confrunt cu un fel de situații. Dar Iisus vorbește, atenție, majoritatea celor care l-ascultau, inclusiv ucenicii, așteptau un Mesia care să restaureze împărăția lui Israel. Și acolo să le fie bine, să fie fericiți. Ori Iisus vine la început și spune, oameni buni, eu n-am venit pentru o împărăție pământească, pentru un tron pământesc. Eu am venit ca să aduc în inima voastră împărăția cerească, ca apoi să pot veni cu împărăția cerească când voi vă veți simți confortabil cu împărăția cerească și veți trăi ca în împărăția cerească aici pe pământ, atunci va fi și pământul refăcut la final. Dacă îmi dai voie, cred că ei aveau o perspectivă greșită a fericirii. Pentru ei fericirea însemna, așa cum spuneați, eliberare, să aibă pe mesele lor tot ceea ce doresc. Ce pentru noi înseamnă la oamenii, fel? Ba da! Însă Mântuitorul vine și prezintă lucrurile diferit. Și aminteați de vameșul și fariseul, îmi place expresia asta, mai degrabă vameșul s-a întors acasă socotit neprihănit. De ce s-a întors acasă socotit neprihănit? Pentru că așa e împărăția cerurilor, în momentul în care te umilești și spui, Doamne, sunt aici, eu nu pot ajunge niciodată prin meritele mele în împărăția ta. Uite, apropo de chestiunea asta, despre vameș, nu ni se spune că s-a dus acasă și a devenit unul dintre cei mai săraci, din punct de vedere material, oameni care au trăit în perioada respectivă. Când vorbim despre smerenia de la care ați făcut referire și despre relația asta cu Dumnezeu, iase între smerenia asta și partea materială se pune egal? Adică
doar oamenii care sunt în anumit nivel material. Sunt și mulți oameni care stau foarte rău din punct de vedere material, dar sunt foarte mândri. Corect. Și consideră că sunt suficienți prin ei înșiși și nu au nevoie de nimeni și de nimic. Aceasta este marea problemă a omului după ce a căzut în păcat, că încearcă să se salveze singur. Nu, și Adam și Eva și-au confecționat haine din frunze de smochin. Consider că asta le rezolvă problema. Dar nu arată cumva o smerenie, nu trebuie văzută și în aspectele astea, uitându-ne la Ioan Botezătorul, da, care s-a dus în pustie, care mânca un anumit fel de mâncare, avea doar o haină așa cum era. Nu și în asta arăți că ești cu adevărat în zona asta? A fost o perioadă când biserica a înțeles așa și au fost părinții pustiei, părinții eremiți, de stăteau în pustie, trăiau doar cu elemente de bază, apă și pâine și haine, eu știu, o singură haină și așa mai departe. Dar dacă ne uităm în esența Scripturii, nu găsim elementul acesta. Adică face referire cumva la Iov, care avea destule? Nu doar la Iov, dar mă uit și la Domnul Iisus Hristos, care adevărat că nu avea un loc unde să-și plece capul, dar Domnul Iisus Hristos totuși în prezența lui, în atitudinea lui, arăta ca un om decent. Era respectat pentru modul în care arăta. Nu era văzut ca domnitorii romani. Totuși avea o prezență distinctă. De foarte multe ori noi încercăm să scoatem smerenia printr-o atitudine doar de formă, ceea ce nu este corect. Că vreți să completați. Biblia în general prezintă situația unui om care are cum beșugare din cele materiale ca fiind un om binecuvântat de Dumnezeu. Și nu văd o opoziție, un contrast între a fi pe plac lui Dumnezeu și a avea dumneavoastră nu, material. Dar Domnul Iisus zice la un moment dat, sau cel puțin așa traduce Scriptura, că mai ușor intră o cămilă în urechile acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dar mai ales un bogat în fapte bune, care consideră că el are dreptul să intre în împărăție. La acest tip de bogăție se referă în mod special Mântuitorul acolo. Aș vrea să mergem puțin mai departe. Timpul ne presează și trebuie să trecem cumva de prin toate, cel puțin așa promit. Dar aș mai sugera ceva foarte scurt. Capitolul următor, capitolul 6 din Matei, vorbește despre ce să faci atunci când ai bogății. Adevărat și asta. Mă bucur că ne trimiteți cumva să studiem și acolo, să studiem și ce scrie în capitolul 6. Revenind aici, următoarea fericire zice: ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Dacă în prima vorbește despre împărăția cerurilor, aici vorbește despre o mângâiere ce are de a face cu realitatea telurică, sau vorbim tot despre veșnicie cumva? Mângâierea asta, da, ferice de cei ce plâng, la ce face referire plânsul acesta și la ce face referire mângâierea asta despre care citim aici? Acum, dacă ne gândim în situația lor, erau într-o situație complicată. Erau prinși de romani, da? Erau robe acolo, își doreau să scape de taxele puse în dreptul poporului. Erau într-o situație complicată. Și dacă ne uităm astăzi la poporul Israel, cred că găsim tot în suflet amărăciune și jale. Vorbeați mai devreme de Țara Sfântă. Când ajungi acolo și îi vezi la zidul plângerii, că nu degeaba ai se spune zidul plângerii, și vezi că pe locul în care era templul există o moschee și nu-și găsesc locul lor de închinare, e o situație complicată. Însă putem să ne gândim și la partea aceasta prezentă, ferice de cei ce plâng, care au situații grele, complicate. Dar în același timp putem să vedem și partea cealaltă, ferice de cei ce trec prin momente dificile, dar tânjind după neprihănire. Adică, da, pe asta nu o bagi de la tine? Iartă-mă că... Nu, adică da. De unde poți să înțeleg asta? Că nu pare la prima vedere. De pildă, spune așa că Lot își chinuia sufletul între locuitorii Sodomei. Și totuși a rămas acolo. N-a rămas, a ieșit. N-a ieșit din proprie inițiativă. Așa, da, e adevărat, dar Dumnezeu în momentul în care vede atitudinea asta la tine... Uite, sunt oameni care, de pildă, iau un alt exemplu. Ajung
ajunge poporul Israel în Babilon. Și în Babilon, unii dintre ei își găsesc locul acolo. Sunt alții care totuși ies de acolo și se întorc în țara lor. Sunt cei care plângeau după locul respectiv. Acum eu nu pot spune că efectiv vărsau lacrimi, dar aveau în suflet dorința asta. Nu crezi că există oameni care s-au săturat de pământul ăsta și plâng după veșnicie? Și că așteaptă mângâierea asta? Dacă plecăm corect în înțelegerea fericirilor și îmi simt sărăcia spirituală, nevoia după Dumnezeu și conștientizez ce înseamnă aceasta pentru viitorul și veșnicia mea, este clar că următorul proces care trebuie să aibă loc este acest plâns. Plâns nu pentru ce mi se întâmplă, ci pentru starea în care mă găsesc. M-ați dus cu imaginea următoare, Domnul Iisus, Matei 24, când stă, privește Ierusalimul și face o profeție atât pentru distrugerea Ierusalimului, cât și pentru perioada de final de dinainte, și plânge. Și plânge. Plânge Iisus pentru că spune, voi ar fi trebuit să cunoașteți timpul și să primiți pacea care eu am adus-o. Dar despre acum lucrurile acestea sunt îndepărtate de la voi și de aceea plângea Iisus. Despre plânsul acesta vorbește el aici? Despre plânsul că oamenii n-au conștientizat situația în care sunt, n-au beneficiat de oferta Harului lui Hristos și atunci dacă pierzi aceasta, ai pierdut totul. Dar mângâierea la ce se face, la ce face referire? Mânghierea face referire la faptul că după ce ai conștientizat situația în care ești, îți plângi situația aceasta, însemnează că dorești să ieși din ea. Ai deja asigurarea că Dumnezeu intervine și rezolvă situația în care ești. Nu trebuie să stai să plângi mereu și mereu, ci plângi atunci când ai conștientizat că ești om păcătos, că ai nevoie de Hristos și apoi te bucuri că îl găsești pe Hristos și ești mânghiat. Nu este vorba despre asta și a-ți plânge de milă cumva, expresia asta, să stai pur și simplu și să nu faci nimic, ci Dumnezeu este un plâns proactiv cumva, să înțeleg? Cred că am schimbat un pic perspectiva fiecărei fericiri dacă am pune înțelesul acesta în cuvântul ferice, acesta poate fi înțeles și cu binecuvântat. Adică noi ne gândim, atunci când spunem ferice, ne gândim la o stare euforică de exaltare și așa mai departe, dar ea pune în locul fiecărui cuvânt ferice, pune cuvântul binecuvântat. Și am cuvântat sunt cei ce plâng pentru că ei vor fi mângâiați. Da, am posibilitatea de a face lucrul acesta sau nu posibilitatea, ci este corect din punct de vedere lingvistic să fac lucrul ăsta? Eu nu sunt un specialist al limbii grecești, dar comentariul biblic adventist, îl puteți găsi, spune că poate fi folosit acest cuvânt, pentru că sunt în alte ocazii momente în care este folosit cuvântul acesta, binecuvântat. Următoarea fericire spune așa, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Pare mai realistă ideea aceasta a faptului că dacă ești blând, vei reuși cumva să ai un impact potrivit asupra celorlalți. Adică trebuie să stai întotdeauna cu capul plecat, că știți ce spune un proverb românesc, capul plecat, sabia nu-l taie. Din contră, cei care se luptă, aceia dobândesc drepturi și posesiuni. Cei care sunt blânzi și stau în umbră, vedeți, principiile împărăției cerurilor sunt diferite de principiile care guvernează viața pe pământul nostru. Și eu cred că pentru ascultătorii Domnului Hristos a fost un șoc când a auzit aceste expresii. Însă așa este împărăția lui Dumnezeu. Da, mi-l amintesc pe Domnul Hristos la un moment dat în contextul de dinainte de răstignirea lui, când a fost la cumva judecat, așa cum a fost. Și la un moment dat, unul dintre cei care îl interogau i-a dat o palmă. Și Iisus zice, dar de ce mă bați? Și nu-mi imaginez că a zis-o chiar așa cu privirea în jos și fără să o spună apăsat. Oare a dat el dovadă atunci de blândețe? N-ar fi trebuit în mod normal să întoarcă și un brazul celălalt. Să spună, ok, mai dă și aici. Ca să se aplice
fericirea asta. Marea problemă pe care o văd în momente de felul acesta, când interpretăm anumite pasaje sau un anumit moment din viața unui personaj din Sfânta Scriptură, este că noi îl privim prin ochii noștri și înțelegem, spuneai, că dacă cineva îți dă o palmă, tu trebuie să întorci și obrazul celălalt. Asta spune Scriptura? Că tu trebuie să te lași bătut, ba mai mult decât atât, să-l provoci pe celălalt. Nu zice așa Scriptura? Eu aș zice că nu zice așa Scriptura. Și acolo nu vorbește despre agresivitate fizică, ci acolo vorbește exact de elementul ăsta pe care Mântuitorul îl scoate în evidență, și anume a fi umil, a fi smerit, a fi împăciuitor, blând. Sunt anumite atitudini care, și mi-a plăcut ceea ce a spus fratele Iacob Pop la început, vorbește de o anumită, nu sunt diferite categorii, ci aceeași categorie, dar care trece prin aceste momente speciale, diferite, săraci în duh, plâng, blânzi și așa mai departe. Că ajungem la următoarea, care zice ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Vedeți, după neprihănire, automat ne duce pe celălalt tărâm, tărâmul spiritual. E vorba de ne menținem în împărăția cerurilor și nu putem aplica totul la ceea ce se întâmplă aici pe pământ, dar cu a întoarce obrazul însemnează în același timp și ai da o lecție celuilalt și ai spune, ia hai să văd, de ce îmi faci asta, de ce mă lovești? Trebuie să ai și o demnitate și să nu te lași călcat în picioare, și mai ales atunci când alții sunt călcați în picioare și tu ai posibilitatea să intervii, este greșit să nu o faci. Văd că răsfuiți de ceva vreme cartea pe care ne-ați arătat-o mai devreme. Păi aici sunt explicate fericirile, câte le zicem, 9 sau 10? Câte spuneți? 9 sunt. 9 da, sunt rămân la 9 și îmi place tare mult o idee legat de cei flămânzi și însetați. Vă rog. Deci este semnul când un om bolnav cere mâncare că e deja înscris pe linie bună și își va reveni. Așa și aici, după ce suntem diagnosticați și ni se prezintă și nivelul la care trebuie să ajungem, și anume să fim blânzi dacă vrem să moștenim nu pământul acesta, nu trebuie să ne zbatem pentru acest pământ, ci noul pământ, atunci e primul semn al vindecării sufletești, că ceri, ești flămând, ești însetat. Și este făgăduința cei care sunt flămânzi și însetați, ferici de ei, pentru că vor fi săturați. Ce înseamnă cuvântul ăsta? Nu este un cuvânt uzual pentru noi, neprihănire. Cum l-am putea traduce într-un termen pe care să-l înțelegem mai bine astăzi? O stare de nevinovăție, o stare de dreptate, o stare în care tu ești în armonie deplină cu Dumnezeu. Merg spre următoarea fericire, timpul ne presează cumva, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte la rândul lor de milă. Cum să interpretăm într-un mod practic această fericire? Cred că facem referire la aceeași zicere pe care Mântuitorul o are către un învățător al legii, care este cea mai importantă poruncă din lege. Și pe lângă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, zice, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce înseamnă milostiv? Adică să te porți cu celălalt ca și cum te-ai purta cu tine. Să ai același concept. Pentru că de foarte multe ori, în lumea noastră, mila, bunătatea și, eu știu, dragostea e în primul rând oferită față de mine și față de cei care sunt ai mei. Dar Mântuitorul vine și aduce o altă perspectivă. Mila trebuie să fie oferită de față de tine, dar în aceeași măsură oferită față și de celălalt. De aceea zice, fiți milostivi, fiți miloși. Bun, dar aici nu este un soi de evanghelie a compensării? Adică tu faci, îi dai unuia 10 lei sau eu știu, faci ceva pentru el, pentru că la rândul tău te aștepți ca Dumnezeu să-ți dea, nu știu, însutit. Dacă te așează într-o stare de neprihănire, adică ești în armonie cu Dumnezeu, este iertat trecutul tău, este schimbată viața ta, aceasta se va dovedi apoi în relațiile pe care le ai cu cei din jur. Noi, prin natura noastră, suntem egoiști.
dragostea îndreptată spre sine, cum spuneați, este egoism. Noi nu suntem din fire miloși. Sunt diferențe între noi oamenii, dar un om schimbat care privește la Dumnezeu, care se plin de milă și de îndurare, care beneficiază de mila lui Dumnezeu fiind iertat, la rândul lui va dovedi milă, va ierta pe cei care îi greșesc și va avea această atitudine de om schimbat din om egoist într-un om altruist, dintr-un om nepăsător într-un om milos. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Expresia aceasta este inima curată, la ea fac referire, este puțin greu de înțeles, dacă mi se permite expresia asta, nu este chiar la îndemână. Ce înseamnă să ai inima curată? Păi că se referă la intelect, la conștiință curată. Nu neapărat la adică organul inimii. Adică să poți să te pui capul jos noaptea pe pernă. Da, adevărul e că paradoxul ăsta se găsește printre evrei și anume că ei gândesc cu inima conform scripturii, nu? Da, dacă tot m-a surprins răsfăind cartea care am arătat-o mai la început, dați-mi voie un pasaj să citesc. Dar cuvintele Domnului Iisus, ferice cei cu inima curată, au o semnificație profundă. Ele înseamnă a fi curat nu doar în sensul în care înțelege lumea curăție, adică absența senzualității sau a poftei, ci a fi sincer și corect în ce privește scopurile ascunse și motivele sufletului, a fi umil, fără interese egoiste, asemenea unui copil. Mulțumesc! Ne îndemnați cumva să aprofundăm fericirile ducându-ne spre cartea pe care o aveți cu dumneavoastră. Mai arătați-o, vă rog, odată la cameră, Cugetări de pe muntele fericirilor. N-am zis asta, dar se subînțelege și ați înțeles corect. Mulțumesc! Cauzându-ne pe aceeași lungime de undă. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Mi-a plăcut o expresie, nu știu dacă există în limba românească, în limba română treaba asta, ferice de cei împăcăcioși, adică cei care caută să se împace și să împace pe alții. De obicei, așa cum spuneați, egoismul ne pune întotdeauna să fim în luptă și să încercăm să avem dreptate doar noi. Și am murit cu ea în dinți. Da. Însă Scriptura prezintă lucrurile diferit. Tu trebuie să fii cel care inițiezi împăcarea. Noi de obicei inițiem cearta. Ce mi se pare mie interesant este că Mântuitorul Iisus Hristos spune la un moment dat, dacă știi că cineva are ceva cu tine, du-te tu și rezolvă problema, chiar dacă nu ești vinovat. Se aplică? Sigur că da, se aplică. Și se aplică chiar mai mult decât atât, chiar dacă nu ai ceva cu cineva, poți fi un mesager al păcii, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul păcii și dacă pe tine te-a împăcat cu El și te bucuri de starea aceasta de om care ești în relație bună cu Dumnezeu și ai speranță, ai încredere în Dumnezeu, clar că ai vrea și altul să se bucure mai întâi care este în preajma ta, din familie, dintre prieteni, dintre colegi și atunci ești un mesager al păcii. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ai fost vreodată prigonit, Claudiu? Nu se potrivește la noi. Noi avem libertatea religioasă, drepturile și așa mai departe. E foarte complicat să fii prigonit și să accepți asta. Ai fost vreodată prigonit? Da, am fost. Dar la un nivel foarte mic. Eu știu, în clasă de colegi, strigând către mine că-s pocăit și că așa, poate, nu știu, cândva un profesor care m-a depunctat sau m-a ținut minte pentru că n-am venit sâmbăta la ora lui, nu se mai făcea școală pe vremea mea sâmbătă. Dar erau alte activități. Recuperam unele ore sau așa, însă nu la nivelul la care Hristos vorbește, pentru că sunt convins că nivelul despre care vorbește Domnul Iisus Hristos nu este doar mica nedreptate că noi astăzi suntem de o confesiune diferită, ci vorbește de o prigoană în care să plătim cu viața, nu cu anumite drepturi ale noastre. Sunt și cazuri în care unii au de suportat consecințe drastice din partea familiei atunci când hotărăsc să îl urmeze pe Dumnezeu. Am fost de curând la mormântarea cuiva
și îmi spuneau fiicele celui care decedase, zice, atât de mult a fost afectat de faptul că s-au stricat niște relații atunci când în urmă cu câțiva ani el din Scriptură a aflat adevărul și a îmbrățișat credința în Dumnezeu. Mi-amintesc de un episod așa mai nostim, a venit fratele meu mai mic acasă într-o ocazie și a zis, tate, uite copii, mă ocărăsc și îmi spun pocăitule, pocăitule. Și spune tatăl meu, vezi că, zice, s-ar putea să se înșele. Zice, asta e tragedia, nu că te fac pocăit și să zică pocăiști tu să nu fii. Și nu în ultimul rând avem fericirea care spune așa, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Neadevărate, aici e cheia. Să spună lucruri rele, dar să fie neadevărate. Și atunci nu trebuie să te tulburi. De multe ori poți fi acuzat de fel de fel de lucruri și asta te poate tulbura nespus de mult. Dar Domnul Iisus spune, stai liniștit, dacă nu este adevărat, de ce să te tulburi? Adevărul va ieși la iveală mai devreme sau mai târziu. Mulțumesc mult de tot pentru ajutorul pe care l-ați oferit în ocazia aceasta de a desluși cuvintele Domnului Iisus. Vă reamintesc, 0751 400 300 este numărul nostru de telefon. Folosiți-l, așteptăm mesajele și întrebările dumneavoastră. Urmează exercițiul de sinceritate. Claudiu, am să încep cu tine în ocazia aceasta. Te rog să alegi unul dintre cele trei cufere, 1, 2 sau 3. Aleg 3, că e mai aproape de mine. E mai aproape de tine. Întrebarea sună în felul următor. Când a fost ultima dată când ai plâns de fericire? Păi, foarte scurt. Atunci când am aflat că copilașul nostru nu este bolnav așa cum ne-au spus primele analize și mi-aduc aminte că atunci am plâns de fericire. Dar asta nu s-a întâmplat foarte de mult. Nu s-a întâmplat foarte de mult. Acum câteva luni în urmă. Voi aveți un băiețel sănătos, da. Și Dumnezeu v-a binecuvântat cu asta. Așa este. Domnule Iacob, 1 sau 2? Nu-l pot alege tot 3. Nu avem cum. Dar puteți răspunde la întrebarea asta dacă aveți un moment. 1. Ultima dată când am plâns? De fericire. De fericire, da. Când a fost nepoțelul la noi și a dormit cu mine, m-am trezit și m-am uitat la el și am plâns de bucurie. Mă bucur tare mult. Aveți acces mai ușor la fericirea duhovnicească din postura de pastor? Sunt niște avantaje, categoric. Când încurajezi pe alții, ești însuți încurajat. Când ești la mormânt și vorbești altora despre speranța învierii, este și pentru tine întărită speranța aceasta. Și dacă spune că ferice cei împăciuitori de cei care sunt milostivi și împart în jurul lor, au și ei parte. Aceasta este realitatea. Mă simt binecuvântat și din perspectiva aceasta că slujesc ca pastor și mă simt împlinit și sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult, mult de tot în ocazia aceasta, pentru că ați fost alături de mine în cadrul ediției Taine din Scripturi din această ocazie. Au fost pastorii Iacob Pop și Claudiu Țepuș în platoul Taine din Scripturi. Am să mulțumesc și echipei tehnice dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru înțelepciune și pentru faptul că El ne conduce ca atare în studiul Scripturii. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300 întrebările care vă frământă pentru a răspunde acestora. Am să rezum dezbaterea din această ocazie în care ne-am străduit să răspundem întrebării cum să fii fericit cu adevărat prin a cita ceea ce spune psalmistul în psalmul 73:28, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți.